Salutare! Reglare dată-oră, casă de marcat Datex de pe 150. Pornim casa de marcat. Mergem în meniul 4, programare. Apăsăm tasta total. Introducem parola 0030 total. Cu săgeată mergem la meniul 7, dată-oră. Apăsăm tasta total. Casa ne spune că trebuie să efectuăm raportul Z. Ceea ce înseamnă că nu putem regla data sau ora fără efectuarea raportului Z. Mergem în rapoarte fiscale. 0030, total, total. Ne întreabă data este corectă, da, total. După efectuarea raportului Z, ne întoarcem cu tasta ON în meniu principal, mergem din nou în programare, total, introducem parola 0030, total, mergem în meniul 7, dată oră, apăsăm tasta total și introducem data corectă sau noua dată care o dorim. De exemplu, 17.02. 20.21, ora 07.05, total. Casa ne întreabă încă o dată dacă este corect, să confirmăm asta total și ne scoate un bon unde avem data și ora nou setate. Cele bune!